Eleva de la liceul Jean Monnet, care și-a acuzat de viol profesorul, a împlinit astăzi 18 ani, în timp ce tânăra sărbătorește, dascălul a schimbat celula. Cu două zile în urmă a fost mutat la penitenciarul Rahova, un loc în care tatăl elevei l-ar fi amenințat că va ajunge. Eu, Oanei, vreau să-i doresc la mulți ani, că știu că astăzi este ziua ei, și îi doresc cu fața bună. Iar ea, cu fața, tot fața bună, care s-a dus și l-a sedus pe băiatul meu, când se privește în oglindă, să se gândească că a făcut un rău. Pentru mama profesorului de la Jean Monnet, gândul că eleva care i-a trimis fiul în închisoare petrece acum liniștită alături de familie este chinuitor, mai ales când știe că fiul ei a ajuns în mijlocul pușcăriașilor de la penitenciarul Rahova. Vestea transferului a venit ieri, când am mers la Octavian ca să-i duc pachet. Luni seară m-a sunat și mi-a spus și el ce-ar mânca, ce-ar vrea să mănânce, ce să-i pregătesc. Dorința lui era să-i duc și lui câteva sărmăluțe, să-i pregătesc ce știa că mănâncă de acest Crăciun. Făcusem friptură, cârnăciori, mi-a spus să-i duc și murături și multe dulciuri, dar m-am întors cu el acasă ieri. Odată ajuns în penitenciari, se poate întâmpla ceea ce i-a garantat tatăl fetii că se va întâmpla, și anume că va avea situația de mireasă a penitenciarului, expresia aparține chiar tatălui. Sper să fi fost doar o amenințare de moment, să fi fost furios și să fie amenințare. În tot acest timp, detalii noi care ar fi putut face lumină în acest caz ies la iveală. Am citit și eu din SMS-urile care le-a trimis Oana după excursie, pe data de 1-2, și unul dintre ele, cred că chiar ultimul, îi spunea Octavian, nu mai fi încrezător în fete, că fetele au două fețe. Deci îi dădea niște învățăminte de viață, ea cu experiența pe care probabil o are în materie, unui bărbat de 27 de ani. Un om și-a distrus o carieră și o viață, fiindcă o domnișoară nu știe ce e asta morală. Când va mânca o felie de cozonac în ziua de Crăciun, să se gândească că Octavian este acolo după gratii din cauza ei.